Încă de marți, de când elevii s-au întors oficial în bănci în vederea pregătirii pentru examenele finale, școlile din județul Olt le-au oferit măști de protecție. La nivelul județului Olt s-a primit de la Ministerul Educației și Cercetării un număr de 195.000 de măști. Au fost distribuite în jur de 90.000 de măști, atât în mediul rural cât și în mediul urban, pentru perioada de pregătire a examenelor, adică pentru perioada de 2-12 iunie. Copiii primesc câte două măști, respectiv una la intrarea în școală și încă una la ieșire. La școala gimnazială Ștefan Protopopescu din Slatina au fost distribuite aproximativ 900 de măști de protecție, iar directorul unității de învățământ spune că stocul este suficient. Elevii sunt foarte bucuroși de această inițiativă. Ei spun că în acest fel, toți cei care vin la pregătire sunt protejați de contractarea virusului. Am primit sâmbătă, după amiaza, și le-am fost anunțați să mergem la inspectorat să le ridicăm. Ni s-au dat 900 de măști pentru toată perioada până după examen și sunt suficiente pentru copiii noștri. Cred că sunt foarte utile deoarece ne protejează foarte mult. În opinia mea sunt foarte importante, pentru că ne protejează de acest virus. Sunt importante deoarece previn răspândirea virusului. Cea de la intrare, când terminăm orele, o aruncăm la gunoi și luăm una nouă. Unii copii poate nu pot să achite aceste măști și școala le dă. Pentru elevii claselor terminale urmează o perioadă de foc, evaluarea națională și bacalaureatul. Potrivit ultimelor reglementări, tinerii vor fi nevoiți să poarte mască de protecție și mănuși și în timpul probelor de examen.